Ne cerem scuze, fraților, deci îmi cer iertare. S-a întrerupt exact ceea ce aștept. Nu știu care este problema. O fi de la telefonul meu? Nu știu, nu-mi dau seama care este problema. Poate este telefonul meu de vină, nu-mi dau seama. Frate Mitruț, chiar nu știu care este problema. O fi de la telefonul meu ceva? E, știi ce? N-avem ce face. Mergem mai departe. Nu dau seama. N-avem ce face. Așteptăm 2 minute, 3 minute ca să intre frații. Da. Atunci acolo că a pierdut în grădina da. Eden și a strigat la... Da, da. Mi-aduc aminte. Chiar îmi pare rău. Nu știu de ce. Frate Cosmin, cum l-ai găsit pe fratele Mitruț? Îl cunosc de mulți ani pe unchiul meu Mitruț. Domnul, să-l binezeze pe fratele Cosmin, care el, Dumnezeu prin el a făcut lucrurile. Nu, eu n-am știut de unde. Eu dacă știam că ce iasă de aici, eu nu intram. Dar s-a folosit Dumnezeu de fratele Cosmin, Domnul să-l binecuvânteze. Nu aveți nimic cu Mitruț. Ce aveți, transmiteți totul lui Iisus și din partea lui Mitruș, cinstea și gloria să-L împodobească pe Duhul Sfânt, Marele Dumnezeu cu Tatăl meu. Ca până intre frații din nou înapoi, probabil că fratele Mitruț, când eu l-am întrebat de prima dată, frate Mitruț, să vorbim din Apocalipsa, el nu a știut că noi vom intra în direct. Eu am cerut să intru în direct, dar probabil că el nu a înțeles lucrul acesta. Și după ce a văzut că intră în direct, probabil, și așa cum facem acum, cred că dacă vorbea doar cu noi, cred că în câteva zile, cred că terminam. Dar este mult mai interesant când sunt și mai mulți frați care prețuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Prețuiți pe astfel de frați. Amin. Chiar îl prețuim pe fratele Mitruț, Domnul să-l binecuvinteze. Vă rog să mai distribuiți, că suntem 23 acum, eram în jur de 100. Păi, mai așteptăm, nu e o problemă, mai așteptăm, că asta e. Așteptăm. Da. Așteptăm ca trenul în gare, nu? La noi trenul în gare, la noi trenul în gare, aici aștepta, ai de mine. Zice, trenul nu știu ce are 10 minute, din 10 minute să face 20, din 20, 40, atunci să ai gumă de mestecat în gură, să strângi de gumă între dinți, știi? A supărare. Da. Hai că distribui și eu. Da, sigur. Vechi sau nu știu cum facem. Da. 28. Vă rog să distribuiți, fraților, distribuiți. Haideți, 31. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Hai că pun și eu telefonul pe aparatul ăsta, ca să... Când îmi merge bateria de un telefon. Da, este... Sora Gizela întreabă dacă suntem rude. Știu că fratele Mitruț este neam cu tatăl meu. Nu știu, cred că verișora al doilea, frate Mitruț. Nu știu dacă este verișor primar sau al doilea. Ei știu mai bine. M-ați auzit, frate Mitruț? Nu, n-am auzit. Au întrebat o soră dacă suntem rude. A. Matale știi pe mine. A, da. Cu taică întâi sunteți verișor sau al doilea? Al doilea. Al doilea suntem, da. Da. No. Eu sunt nepotul... Nepot din văr. Nepot din verișor, da. Exact. Eu? Câți membri avem?
Oh, cu îngerii suntem 1.000. Cu îngerii la oaltă suntem. Întreabă un frate, cât suntem în biserică? Am spus, cu îngerii suntem 1.000. Da. Puțin și bun avem. Slavă Domnului. Problema tuturor bisericilor din ziua de azi este că, cum spunea fratele Mitruț, și-au părăsit biserica. Mulți plecăm din România și lăsăm bisericile și rămân bisericile mai goale. Rămâne toată greutatea pe frații care rămân în România. Sunt Claudiu din Târgu Jiu, poate că îl cunoașteți, că frate. Cred că am Claudiu. Vorbit cu el la telefon. Niște frați scumpi, da. Domnul să-i bine. Amin, amin. Suntem 58 de persoane, frate Mitruț. Dacă doriți, puteți continua. Eu îmi caut aici o gumă ceva ca să pun telefonul, că mi se descarcă. Da. Am avut aici, dar nu. Imediat eu revin. Puteți să continuați dacă doriți. Eu revin într-un mai puțin de un minut. Da. Eu ceea ce vă rog să transmiteți și din partea mea lui Isus. Toate cinstea și gloria și înțelepciunea să cuvine Lui. Deci așa amin. Sunt mai fericit eu dacă, decât să întoarceți invers spre mine. Nu, spre mine nimic, absolut nimic. Chiar deloc, deloc. Nici nu vreau, nici nu doresc, nici nu mă gândesc. Transmite și din partea mea toate cinstea și gloria să cuvine Domnului Iisus. În numele Duhului Sfânt și a Tatălui. Bun, mergem mai departe. Haidem să mergem mai departe la uițele noastre. Da? Să vorbim despre paremise al cincilea, da, a cincea component al undelemnului sfânt, da? Nu, la a patra, frate Mitruz, la trestia mirositoare, am trecut de trestia mirositoare. Da, cred că e a cincea. De casia. Da. Casia. De casia. Casia, da, casia, da. Despre casia putem vorbi că este tot un copac care se găsește undeva în jurul Mării Moarte, da, deci casia. Tot la fel scoarța unui copac de o altă esență, al miros, da, care a fost adus din India. Deci e un copac foarte mirositor, tot la fel scoarța se folosește ca pudră prin măcinare, da, prin măcinare, pentru care el este plantat și așa în jurul Mării Moarte, chiar și în Arabia. Hai să vă spun câte ceva despre Arabia. Că poate nu știați, așa tot ceva curios. Știți că Arabia n-are lacuri? Știți că Arabia n-are râuri? E singura țară de pe glob. N-are lacuri, n-are râuri. Noi avem Crișu, avem Mureș, avem Dunăre, avem Oltu, nu? Oltu Oltenilor, nu? Jiul, nu? Dar Arabia n-are nici lac. Sau lacuri, n-are nici râuri. E foarte interesant. E o țară fără apă. E o țară fără apă. Foarte interesant despre... Și interesant, uitați-vă că crește această specie de casia, chiar și în zona aceea, bine, plantație pentru export. Sunt mari exploatatori și dițiței, dar în special și de acest copace exotici, care sunt de o mare valoare și chiar foarte scump, pentru că se folosește, v-am spus, și în medicină și în industria vopselelor. Hai să mai spun o taină, înțelegeți voi? Foarte interesantă, tot legată de copaci. Pentru că suntem acum la capitolul copaci, vreau să vă spun o taină foarte interesantă. Ați auzit de bedelion? Ați auzit de bedelion? N-ați auzit, nu? Hai să vedem. Hai să vedem ceva despre bedelionul acesta, da? Deci este un copac, deci și anume bedelionul, da? Bedelionul, da? Căutați în Genesa, da? Căutați în Genesa.
Genesa, capitolul 2, cu versetul 12, da? Deci, un alt copac foarte interesant despre care Biblia, pe care Biblia îl prezintă, și anume Bedeliomul, da? Capitolul 2 cu 12, da? Da? 2 cu 12? Citesc. Da, te rog. Deci, vreau să vă mai argumentez un copac, fiindcă suntem la capitolul acesta, vegetația lui Dumnezeu. Să vedeți despre Bedeliomul, este un copac foarte interesant, tot un copac exotic, care trăiește în Arabia, în Arabia Saudită, dar partea aceea, acolo, în zonă, și care, să vedeți ce interesant este copacul acesta, este foarte interesant, din toate punctele de vedere. Hai, te rog, caută, 2 cu 12, da? Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și Bedelium și piatră de oniț. Amin. Du-te, te rog, și numărul 11 cu 7 și apoi o să vorbim despre acest copac, da? Bedeliomul, da? Deci, arată că face parte din categoria pietrelor scumpe, da? Bedeliomul, da? Acolo se găsește și piatra de onix, da? Îl găsim acolo la oaltă cu acele pietre de onix. Onixul este o piatră pentru frații care până găsești tu acolo cuvântul Domnului, să vă spun ce înseamnă onixul. Onixul e o piatră albă, lăptoasă, da? Care era trecută pe pieptul mai mare lui preoților. Deci, din trei a câte patru rânduri. Deci, pace 12, 4, 3, 12. Și pe care și piatra de onix, o piatră albă lăptoasă, da? De nestemat, un diamant. Hai să vedem despre Bedeliomul, număr 11 cu 7, da? Mana seamănă cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca Bedeliomul. Ați auzit? Deci, al doilea argument despre Bedeliomul, da, îl găsim în Genesa, da, la oaltă cu piatra de onix. Deci, vreau să vă argumentez ceva. Ceea ce are Bedeliomul acesta e un copac. E un copac. Dar extraordinar ce interesant e. Are o taină în el de la Dumnezeu, un secret dumnezeesc, încât, ce să spun, ce Dumnezeu avem, care oamenii abar n-au și nu știe să laude pe Dumnezeu pentru construcția pământului, pentru vegetație, ce ne-a dat Dumnezeu în lumea aceasta. Normal că noi nu ajungem la aceste lucruri, dar Dumnezeu poate să se arate în lumea celor care dețin puteri, că numai Dumnezeu putea să creeze așa ceva. Hai să vă spun despre Bedeliomul. Bedeliomul este un pom, și foarte interesant, știi cum se mai numește pomul acesta? Arbore de cauciuc. Deci, din acest arbore de cauciuc se extrage o rășină din care se face aceste anvelope, sau cum să vă zic, camere de bicicletă, nu știu ce. Deci este natural. Înțelegeți? Este natural. Copamus este și sintetic. Deci se poate face și sintetic, înțelegeți? Din lucruri ale oamenilor de știință, care folosește chimia sau fizica, înțelegeți? Ei, dar Bedeliomul, la Bedeliom se mai spune și arbule de cauciuc. Deci, după cum se spune de cauciuc, din reșina lui se extrage ceea ce se fabrichează și cauciucul. Hai să vă mai spun ceva despre rășina lui. Este de culoare galbenă, transparentă, da? Deci rășina acestui copac, Bedeliomul, este o rășină, se extrage din scoarța lui, se mai numește și arbore. Și hai să mai spun încă ceva. Da? Bedeliomul face parte dintr-un soi de copaci numit camforă. Acum nu știu dacă mie nu-mi place cum să vă zic, bomboanele. Mie nu-mi place bomboanele de camforă. Nu știu care dintre voi ați mâncat camforă, bomboane de camforă, așa ca și mentosanele. Ați mâncat mentosane.
Deci, în el există camfor, adică esență din copacul acesta. Și are gust așa, usturoi. Mie nu-mi place usturoiul. Nici în mâncare. Dacă mă duc la voi, Cosmine, să nu pui usturoi în mâncare. Da? Bun, acum am zis așa numai. Știi că n-ajung eu prin Canada pe acolo. N-ajung eu pe acolo. Dar vreau să spun. O să ajung. Ajunge, numai să... Da? Am speranță? Eu cred că da, dacă va trece acest coronavirus, cred că da. Dacă nu va trece, ar trebui să vorbim și despre lucrurile care se întâmplă în ziua de azi, într-o zi. Probabil aparte, într-un da. Lat aparte. Dacă... Acum, ce să vă zic? Va fi o bucurie pentru voi și o tristețe pentru ăștia alți care rămân aici, știi că... Știi cum e? Așa cum e. Bun, dragii, hai că mergem mai departe. Deci, beteliomul face parte din soiul de arbuști, se numește arbulă de cauciuc 2. Din scoarța copacului de beteliom se extrage camfora. Camfora este este o bomboană mentosană. Mentă. Deci are gust de mentă, mentosan. E așa, e rotund, cât unghia mea de mare de la degetul acesta, cel din tâi, și e gust de camforă. Eu am mâncat, dar mie nu-mi place. Acum nu știu dacă se mai fabrichează în aceste, eu știu, industria dulciurilor sau cum așa mai departe. Bine, eu vi le-am spus pentru ca să aveți idee. Să știți voi cu luxul de amănunt că dacă nu o să vi le spun eu, vă garantez că nici în 200 de ani o să vi le spune nimeni că nu interesează. Adică dacă chiar au pentru ei, dar pentru alții nu au, știi? Dar eu vă spun că eu dau tot ce am. Ați dat peste un negustor, ați dat peste un negustor care întoarce fundul de la sac, așa îl întoarce. Spune, bă, uitați și fundul de la sac, nu mai am nimic aici. Înțelegeți? Bine, hai, domnul, să vă vină, dacă mai vorbit așa, ca să vă mai descrețesc un pic frunțile voastre, da? Bun. Da. Bun. Acum, fiți atenți la această esență foarte interesantă. Asta am lăsat la urmă. Rășina aceasta, fiind galbenă, transparentă, când se întărește, deci când ea se extrage din copac, da, din rășina aia, deci din bedeliom, deci bedeliomul acesta, copacul acesta, probabil cum are alte denumiri științifice, nu știu ce, dar Biblia îl prezintă bedeliomul, da? Ei, rășina acestui copac, atunci când el se răcește, da? Când se răcește, adică se întărește, mai bine spus, nu se răcește, se întărește, da? Știi ce se obține? Măi, oameni buni, știi ce se obține? Se obține o piatră de diamant foarte interesantă, prețioasă și fiind o piatră, o bijuterie și se folosea și în industria bijuteriilor. Deci acolo aurarii, argintarii care lucrează în domeniu folosește piatra aceasta de bedeliom, piatră de diamant. Oameni buni, voi vă închipuiți din copacul acesta, din bedeliom, rășina când se întărește, iasă diamant, formează diamant, piatră nestemată. O duc la bijutier, o prelucrează, e diamant. Se numește bedeliomul. Ca și rubinul, ca și, eu știu, câte mai sunt diamante în lumea aceasta? Copacul să dea diamant. Așa ceva mai rar. Abu, dacă te întreb, un pocăit poate să fie un diamant în mâna lui Dumnezeu? Păi ce spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 3? Dacă cineva pe această temelie zidește aur, argint și pietre, înseamnă că ești un bedeliom. Înseamnă că ești un bedeliom.
Uitați-vă, arbore de cauciuc. Înțelegeți voi? Este un copac extraordinar. Înțelegeți voi? Deci el trăiește în sudul Arabiei. Deci v-am spus, în continentul acesta, nu continent, e o țară, dar spun continent pentru că e înconjurat de apă, așa, Marea Roșie, dar nu e continent, este o țară, Arabia. O țară fără, unde nu există râuri, nu există lacuri. Foarte interesant. E singura țară de pe glob care nu are lacuri, nici apă, nimic. Nimic. Noi avem aici. Dar uitați-vă, acolo ei nu este. În schimb, le-a dat Dumnezeu aurul negru, adică țițeiul, petrolul. Sunt foarte bogați. Înțelegeți voi? Vor să planteze un copac, nu? Și dă peste un izvor de țiței, nu? Bun. Hai că mergem mai departe. V-am vorbit despre multe, da, sigur, multe lucruri să ne auzite, dar toate astea le-am pregătit pentru voi în seara aceasta, pentru ca să le cunoașteți, să vedeți cât de mare este Dumnezeu și să mulțumim Tatălui pentru construcția Lui, ce arhitect avem, și stați că vedeți o fi în ceruri acolo. Vă dați seama, hai să vă mai spun încă despre un copac care nu-l știți, nu-l cunoașteți, poate ați auzit de arbore de pâine, nu? Arbore de pâine, da? Hai să vă spun despre arbore de pâine, se găsește undeva în zona Filipinelor, în arhipelagul Filipinelor, undeva către de sub tropice, undeva aproape de ecuator, și acest arbore de pâine se spune, se preconizează, deci când spun eu că nu e ceva concret, dar mie îmi bănuie ceva și miroase ceva. Și anume, arbore de pâine, de aia se spune de pâine, este un descendent din copacii care au fost în Eden. Vă dați seama, hai să vă spun de ce. Păi, băștinașii e un copac foarte rar. Foarte rar arbor de pâine. Băștinașii, când îl găsește în pădurile lor ecuatoriale, de acolo, în junglă, știi ce face, la ce se folosește arbor de pâine? Păi după cum se spune, vă dați seama, de pâine. Face un fruct așa mare, galben, ca și gutuiu. Deci face un fruct așa mare ca gutuiu, galben. Când îl tai cu cuțitul, foarte interesant, miezul nu-i miez, ca mărul, ca gutuiul, ca para și ca nu știu ce, este miez de pită. Bă, oameni buni, miez de pită. Înțelegeți voi? De-aia spune arbore de pâine. Înțelegeți? Se folosește așa crud, se folosește prăjit, pe plită, pită prăjită, pită prăjită. Și are multe întrebuințări. Înțelegeți voi? De aia se spune arbore de pâine, un copac foarte rar, se găsește numai cel în arhipelagul din Filipine, care vi le-am prezentat, și e foarte rar, înțelegeți? Deci este un, deci după mine, vă dați seama că Adam în grădina Edenului, nu mă, să treieră, să seceră, să coacă femeia, să macine, să vânture pleava de pe grâu, vă dați seama că mergea la copac, lua arbore de pâine, pita aia și o mânca. Ce interesant! Și câți copaci nu erau de asemenea nuanță? Cine știe ce copaci mai existau în grădina Edenului, în care mergea în copac și mânca. Avea gust de carne, avea gust de, eu știu câte mâncăruri mai este în lumea aceasta. Ce interesant! Ce-a făcut Dumnezeu pentru oameni? Bun, hai că merg mai departe, ne cam îndepărtat de tematica noastră, și anume, am vorbit despre ce? Cortul întâlnirii, da, cortul lui Moise, da. Hai să mergem în Exod, da, și anume, am vorbit despre unde lemnul, da? Și acest unde lemn îl extrăgea preoții, în special care era cu fabricația lui, și anume Bețalael, din seminția lui Iuda, de unde a ieșit Domnul Iisus. Deci, de aceea vreau să vă spun că unde lemnul sfânt, care are 5 compoziții, da? Și v-am prezentat, și anume, este smirna, este scorțișoara, este trestea mirositoare, da? Este casia și unde lemnul propriu-zis, da? De măslin, da? Deci aceste 5 compoziții sunt arătate ca fiind cele 5 fecioare înțelepte sau chipzuite. Deci ele formează un lemn sfânt. Voi sunteți sfinți. Hai să vă arăt un lemn sfânt.
Hai să vă arăt un delem sfânt. Deci astea cinci compoziții, da, formează un delem sfânt, dar până să mergem la un delemnul sfânt, unde vreau să mă duc, vreau să vă spun, și anume că știți câte pietre a luat David? Știți câte pietre a luat David? Așa, frate Cosmin. Exact cinci. De ce nu au mers cu o piatră? De ce nu? Că numai de una s-a folosit. De ce nu au luat șapte? Nu? Sau 12, după seminția lui Israel, nu? Aș vrea să vă spun, tot ceea ce este scris în Biblie, numere sau aspecte sau eu știu câte mai sunt în Biblie, toate sunt niște prototipuri, niște realități care intră în unde? Unde intră? Intră în tabloul bisericii care urma să vină. Înțelegeți voi? Tot Vechiul Testament, totul este prototipurile bisericii nou-testamentale care urma să vină în sângele lui Hristos, în harul lui Dumnezeu care suntem noi. Înțelegeți voi? Și așa să vă spun că în categoria acestor cinci ingrediente intră cele cinci fecioare înțelepte, da? Cele cinci pietre, da, prin care a fost lovit, cu care a fost lovit Goliat, da, reprezintă tot cinci, aceste cinci fecioare înțelepte, pentru că ele luptă cu Goliat, care este Satan. Deci ele luptă și se războiește. Ele, cele cinci fecioare înțelepte. Păi, oameni buni, la prigoană, cine cu care merge Dumnezeu la luptă? În timpul prigoanei, mă, când vine Anticristul. Cu cine merge? Cu catolicii? Cu cine merge? Cu ăștia care vor pune chipul pe mână? Păi merge cu voi, sunt cești fecioarele înțelepte, sunteți cinci la număr, sunteți unul Casia, altul trestea mirositoare, altul este, eu știu, un delemn propriu zis. Și așa mai departe, altul este nardul acela despre care v-a vorbit adineori. Vă dați seama, fiecare este o compoziție binecuvântată în Hristos. Și toți formăm o altă ce? Un delemnul lui Hristos care lovim pe diavolul și adică ce? Cele cinci pietre. Și uitați-vă, cinci pietre pe tot acele cinci fecioare. Pentru că așa le-a ales, așa a pus Duhul Sfânt lui David să aleagă de acolo. Să arate Dumnezeu bisericii că cele cinci fecioare sunt cele cinci pietre, sunt cele cinci ingrediente din un delemnul sfânt prin care Dumnezeu își face lucrarea, e sfânt. Și uitați-vă la un delemnul acela cu care a fost alintat, vindecat, cel care a căzut în tâlhari, înțelegeți voi? Domnul Iisus i-a pus mai întâi un delemn și apoi vin. Înțelegeți? Pentru că un delemnul acesta, hai te rog frumos caută, da? Eclesiastul, da? Caută în Eclesiastul, pare că 9:8, da? Hai să vedem ce vorbește acolo. Voi, cred că știți, capitolul acela, am mai vorbit despre el, probabil voi ați mai vorbit, în Eclesiastul 9:8, parmise, da? Da. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unt de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Acum vă rog, ascultați-mă, acest unt de lemn de pe cap, știți voi ce reprezintă? Nu că ceea ce se toarne pe cap în mod fizic. Nu e vorba de acest unt de lemn. Mă înțelegeți voi? Deci un de lemn care spune să nu lipsească de pe cap. Asta înseamnă că nici noaptea să nu lipsească. Nici ziua, nici la amiază, nici seara. Păi acum un de lemn care te unge păstorul, nu? Păi ăla la un moment dat nu poate să spună 24 din 24 un de lemn pe cap să-ți fie binecuvântat capul tău. Nu există. Că n-are nimeni atâta izvor de unde lemn să pună ceva pe capul tău, înțelegeți voi? Ce înseamnă? De ce Duhul Sfânt spune unde lemnul să nu lipsească? Te rog, caută în cartea lui Iacov. Să vedeți care este unde lemnul acesta de pe capul miresei și de pe capul vostru, ca acest unde lemn să nu lipsească niciodată, da? Te rog, caută, da? În Iacov, capitolul 3, cu versetul 17. Înțelepciunea? Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat,
purtare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Câte sunt? Nu le-am numărat. 8. Înțelegeți voi? Acest undelem se numește undelemtul minții, agogie, cu șerțganul. Agogia minții. Deci Duhul Înțelepciunii ia formă de undelem. Deci Duhul Înțelepciunii, care îl are în creierul lui omul, este asemenea unui undelem care atunci când este așezat în creierul omului, numită înțelepciunea, agogia, da? El apare ca un undelemn. Și undelemnul acesta, despre care v-am vorbit în 5 compoziții, da? El, pe unde trece, vindecă. Pe unde trece, lasă lumină. Duhul înțelepciunii sau undelemnul minții, da? Deschide lacătele, deschide gurile, face din oameni care sunt proști, cum sunt eu, din om prost ca mine, care am fost, Dumnezeu m-a făcut, uite, ceea ce sunt, un rob, un sclav al lui, să-l slujesc pe Domnul, doar atât sunt, un sclav, un rob, mai mult nu sunt. Să nu credeți că sunt mai mult decât atâta, înțelegeți voi. Deci este vorba despre undelemnul creierului, a minții. Nu e vorba despre Duhul Sfânt, cum unii consideră, pentru că nu în toate aspectele unde arată undelemnul are, sugerează că e Duhul Sfânt. Nu, 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 nu. Nu în toate, ci în unele aspecte. Uitați-vă, de exemplu, la capitolul unde a căzut căzutul, da? Unde a căzut omul acela între tâlhar. Ăla se numește undelemnul căzutului, adică undelemnul care îi se potrivește la căzut. Am la un om căzut, se fi dat Domnul Iisus, se fi dat 1000 de euro. S-ar fi bucurat, frate Cosmine? La omul ăla care a căzut în tâlhar, dacă i-a fi dat 1000 de euro, s-ar fi bucurat? Îți face fratele Cosmin că nu. De ce? Nu i-ar fi. Păi el avea nevoie de ajutor, mă, oameni buni. Cineva să-l scoale. Sentimente de dragoste. Deci, știe că sunt în live și tot oamenii săraci, Doamne, milă de ei. Deci, nu, mă iertați, continuați. Nu știu, frații, că sunteți live, cred că e un grup. Cred că e un grup care tot a spus că o să ieșiți de pe grup. E un grup, da, e un grup. Da, ei nu știu că sunteți live, frate. Ei vorbesc acolo între ei și vă sună și pe voi din greșeală. Așa se întâmplă. Bun. Trebuie să vorbească cineva ca să vă scoată de pe grup, dacă nu e un grup, da, din care vreți să... Da, cred că îl anulez eu, cât mă uit la el cine e și atunci l-a scot afară. Bun. Prin urmare, deci unde lemnurile care le găsim în Biblie menționate, da, nu în toate sunt arătate ca fiind Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt le inițiază. Duhul Sfânt este maestrul principal, inginerul, da? Dar nu în toate este el. Și uitați-vă unde lemnul căzutului, da? Care a venit Iisus Domnul și i-a pus un undelemn pe rând. Aici arată că este un undelemn, adică este, face parte din fecioare, dintre voi, voi sunteți undelemnul acela, voi fecioarele, așa, care sunteți unui casia, altui smirna, nu știu ce, deci și prin vorbele voastre, cuvintele voastre, care administrați unui om căzut, spui, bă, frate, ai înainte cu Dumnezeu, fă-ți mărturisirea, caute un frate la care să faci mărturisirea, să face dezlegarea cu un delem sfânt și înainte cu Iisus. Deci vedeți că totul există, există un remediu pentru oamenii căzuți, dar trebuie să fie un om care să-l ducă la medic. Că ăla căzutul săracul nu a mai putut să facă nimic, l-aș dori moartea, Doamne, ia-mi viața, că n-are rost. Da, vedeți că a venit salvarea, nu? Și interesant, știi cum îi spune Iisus către, știi cum se prezintă Iisus? Zice, a trecut levitul, a trecut preotul și a trecut și iudeul. Așa zice. Iudeul zice. Samaritean. Samariteanul. De ce spune Iisus că el e samaritean? Foarte interesant. Nu vi se pare că Iisus ia un nume, își adoptă un nume care nu era lui? Iisus nu era samaritean, Iisus era iudeu. Chiar a zis samaritean că ce caut eu aici, că tu ești iudeu. Și vorba ta și îmbrăcămintea ta de dragoste și iudeu. Ce coți aici la noi? Că dacă te află ăștia, te ia cu băcile. Și Iisus nu îi dă răspunsul.
Nu e de răspuns. Spune, auzi, unde-s bărbatul tău? Dar nu am. Păi da, că nu ai bărbat. Știu că nu ai bărbat. Ai avut 5, că o să ai 6. Că o să ai 6. Știu că 5 ai avut, o să ai 6-le. Nu, ascultă-mă. Eu sunt cel care aș putea să-ți dau o apă sau să bei apă de care tu nu poți să-ți dai, să-ți imaginezi. Și din vorbă în vorbă, uitați-vă că Iisus a intrat în Samaria, iudeii nu l-au primit și cine l-au primit? Samaritenii. Primindu-l samaritenii, obținut cetățenie de samaritean. Ca și Băsescu. Băsescu, după ce a scos 1 milion de euro de la bancă, vă dați seama că a lucrat tare mult omul acela la drujbă, la mină. Da? A luat 1 milion de euro și apoi ce o zi, las că plătește, nu? Poporul român, nu? Vă dați seama. Deci asta și aici vreau să ajung. O mers în Moldova, în Republica Moldova și a obținut cetățenie moldovenească, înțelege? Dincolo de Prut. Ce o, dacă se întâmplă ceva și cu mine, fug acolo. Ce oameni! Ce oameni! Parcă ar mânca cu două linguri. Înțelegeți voi? Știți că eu iubesc țara românească, pentru că suntem născuți aici și văd atâtea lucruri necurate ce se întâmplă între ăștia care știe numai să fure, să mintă, și orice mod de țigan, că țiganii fură, că țiganii mince, ai de mine, acum vreo 20 de ani, 25 de ani, numai de țigan vorbeau, că fură, că mince, că sparge. Și acum uitați-vă cum fură românii de nu se văd. De nu se văd. Mai mult fură ei decât noi. Mai mult ori furat ei decât noi. Noi probabil am furat că n-am avut ce mânca, dar ei s-au îmbogățit. Bun. Hai că mergem mai departe, da? Ce am vorbit? Am vorbit despre acest samaritean care v-am prezentat. V-am vorbit despre acel samaritean care s-a dus în Samaria și spune că a trecut un samaritean. Înțelegeți? Pentru că Iisus a intrat în Samaria, l-a predicat Evanghelia și mulți s-au întors la pocăință. I-au făcut de râs pe iudei. Mulți s-au botezat din Samaria și vine Petru, Pavel mai târziu, intră în Samaria și acolo foarte mulți primește pe Domnul în viața lor. Prin urmare, Iisus se face cetățean și apoi, ca să poată să fie cetățean și ucenicii lui, înțelegeți? Și apoi după ei și Pavel a ajuns să fie cetățean samaritean, adică niște oameni care n-aveau de-a face cu Dumnezeu, cu nimic, cu nimic n-aveau de-a face. Ei fac parte tot dintre neamuri, din neamul popoarelor, înțelegeți voi? Că acolo în Samaria, pe vremea când au fost dus în Babilon evrei, Nebucanețar și Belșațar, împărații Babilonului, tata și pruncul, au luat coloniști, au luat arabi de toate națiile și au mutat în Israel. Israel a fost gol, nu mai avut populație. Și să nu se mulțească animalele, șerpii și lei și tigri, au dus coloniști. Au dus coloniști, cum ne-au dus pe noi țiganii la Bug. Înțelegeți voi? Și acolo au format orașe, comune, numai de țigani. Deci în zona către Rusia. Ei, așa s-a întâmplat acolo. Deci Samaria au fost oameni arabi, numai arabi, nații, dă-te-te națiile. Și atunci iudeii au spus, bă, noi n-avem treabă cu așa, că ăștia-s coloniști, veniți din alte țări. Și nu au avut, fiecare avea Dumnezeul lor. Dar au intrat Iisus între ei, înțelegeți? Și l-au primit pe Domnul, semn că și neamul avea, și neamul avea de gând să intre unde? În harul lui Iisus. Lăudați să fie Domnul. Bun, dragii mei. Câte ceasul? E 11:30 la noi imediat. Am început la ora 9, aproape 3 ore. Bun. Hai că am vrea să mergem mai departe, da? E cam atât deocamdată despre cortul întâlnirii, că am vrut să intru și în altă direcție, dar oare să continuăm mai departe cu cortul întâlnirii și să lăsăm tematica a treia, adică cortul lui Solomon pentru mâine seară, frate Cosmin?
Cred că da, este mai bine, frate Mitruț. Da, cum să o luăm atunci la cap, da, da? Cu, cu templul. Mergeți înainte cu ce puteți să terminați, așa, nu știu. Da, am înțeles. Cât... Deci hai să terminăm cu templul al doilea, da? Da? Și atunci mâine seară intrăm chiar de la capăt, intrăm cu templul lui Solomon, da? Și atunci e mai bine, așa, da, ai dreptate, așa este. Bun, hai să, hai să merg înapoi, da? De unde am pornit, în Exod, da? În capitolul 26 și am vorbit despre cort, da? Cortul lui, lui Moise, da? Și ce mai era în cortul acesta al lui Moise, da? Ce mai era în cort? Hai să vă spun ce mai era în cort. Cine? Alexandru Bujoran. Alexandru Bujoran, vorbește foarte murdar. Hai că acum caut. Da, scoate-l, te rog, afară și lasă-l în treaba lui. Încă-l blochez și să văd dacă pot să și șterg mesajul, da. Întreabă-o pe sora Fibia, mai vede mesajul, că am șters. Și am șters și am dat blog. O rămas? Da, poate merge mai greu la ea, în fine. De la mine au dispărut, le-am dat și bloc și... Nu ai bai, lasă, Domnul să aibă milă de viață. Bine că ea l-ai blocat și cu asta am terminat. Bun, hai că mergem mai departe și vreau să terminăm despre cortul, cortul întâlnirii, deci al lui Moise. Deci am vorbit că în cortul întâlnirii era și un de lemn pe care l-au făcut Bețalael, format din 5 compoziții, care reprezintă cele 5, da, care, cele 5 fecioare înțelepte, da? Da. Și v-am spus că sunt niște copaci care sunteți voi, fiecare în parte aveți un medicament în voi, aveți o rețetă cerească în voi pentru păcătoși, pentru oameni căzuți, pentru oameni care nu cunoaște cuvântul Domnului, așa mai departe. Următorul lucru, obiect ce era în cortul întâlnirii era altarul, da? Altarul. Acum eu nu mai dau explicații aici, că văd că ce niște distribuiri, ce înseamnă aia, pentru că nu mai avem timp și atunci ne ocupăm cu lucruri mărunte și ceea ce este de mare importanță, atunci lăsăm în afară, da? Vrem într-o maximă oră să terminăm despre altar, să vedem câte altare practic sunt, câte altare sunt, da? Ce înseamnă altar? Ce înseamnă altar? Deci, ca să avem o definiție clară, da? Te rog, caută Psalmul 50 cu 15, da? Să vedem ce înseamnă cuvântul altar, da? Deci, pentru frații care vor mai mult, da? Deci, pentru frații care vor mai mult, vrem ca să... să înțeleagă sau să-i facem să înțeleagă, da? Ce însemnează cuvântul altar, da? Adică altar într-un sens al înțelegerii, al întrebuințării lui, da? Te rog. 50 cu 15. Da. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ce înseamnă altar? Locul unde se întâlnește omul cu Dumnezeu. Dumnezeu. Înțelegeți voi? Altarele se fac pretutindenea. Deci altarele se fac pretutindenea. Și care este scopul altarului? Să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă spune cheamă-mă, păi înseamnă că acolo este un altar. Unde l-ai chemat este un altar. Înțelegeți voi? Bun. Altarele erau făcute din mai multe feluri. Înțelegeți? Era făcut din pământ. Era făcut din, sau confecționat din lemn de pânar sau salcâm, deci lemn, deci salcâmul sau pânarul, la noi se spune pânar, biblic se spune salcâm, da? Chivotul, legământul era tot din salcâm, adică pânar. Înțelegeți voi? De ce din pânar? Păi e foarte esență foarte tare, să știți. Dumnezeu când cheamă la pocăință niște oameni,
de care se folosește. Apă nu cheamă plopi sau salcă. Ia o vorbă între oameni. Mă, zice, după cum salca nu-i pom, și făci salca, nu? O întâlniți pe marginea apelor. Mă, zice, după cum salca nu-i pom, așa mitrus nu-i om. Ia o vorbă, știți? Deci, Dumnezeu când cheamă la pocăință, nu cheamă salcă sau plop sau așa. Dumnezeu cheamă oameni tari să-i folosească în compoziția lucrării Lui. Înțelegeți voi? Dumnezeu cheamă patriarhi, apostoli, oameni grei, nu care pentru bani. Hai să vă spun un caz. Spunea, a venit un frate la mine, nu face parte de la noi din biserică, zice, frate, am avut un vis cu tine. A spus, spune, nu. Zice, am avut un vis și eu a spus o voce așa. Va veni vremea când ți se va face ofertă mulți bani, nu puțini. Nu puțin, așa-ți vocea, nu puțin bani. Se va face ofertă să fii mut, să taci, să vinzi biserica. Și-a spus vocea așa, să nu accepți. Păi oameni buni, acum eu știu că sunt auzit, în lumea întreagă, normal. Știu cine sunt oamenii care o să vină, care au venit și la mulți păstori și le-au închis gura. Înțelegeți voi? Că banii orbește pe oameni. Dar să știți că nu l-o găsit pe omul ăla, pe mitros, nu l-o găsit. Dacă nu m-am îmbogățit la 20 de ani, la 30 de ani, nici la 62 de ani nu vreau să mă îmbogățesc. Și în al doilea rând, să piară ei și banii lor. Cum a zis Petru, să pierd tu și banii tăi. Crezi că Duhul Sfânt se vinde pe bani, mă? Înțelegeți voi? Eu nu mi-s ăla care să vină cu 80 sau 800 de mii sau 1 milion de euro să-mi pună pe masă în biserică să spună să tac. Nu. Vreau să fiu un lider al vostru și al lui Hristos. Mă, cu asta viața. Ce poate să mai mult decât ea, mai mult decât viața n-ar ce să-mi ia? Ce să-mi ia? Bicicleta de la bicicletă? Nu iau. Nu iau. Nu sunt omul de vândut. Nu vând, nu cumpăr. Și cu asta am terminat. O să vedeți pe viitor ce se va întâmpla din toate și din emisiunea asta. O să vedeți voi. În viitor, consecințele. Bun, n-are importanță. Hai să mergem mai departe. Deci, v-am spus, altarul este locul unde se întâlnește omul cu Dumnezeu, da? Doi, ar vrea să vă spun că pe altar se jerfiau, se ardeau. Înțelegeți? Hai să vă spun acum niște altare care erau acolo la cort, în cortul lui Moise. Deci vreau să vă spun, primul altar era un altar făcut, fabricat din. Dar până să mă duc să vă explic ce altare erau acolo, hai să vă spun cel din tâi altar care a fost confecționat pe pământ. Poate că știți, poate că nu știți, da? Hai te rog frumos, caută în Exod 20:24. Primul altar confecționat pe glob, pe pământ. Hai să vedem din ce era făcut. Da? Să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfele de mulțumire. Amin. Amin. Care a fost primul altar? De pământ, mi se pare că am citit ceva. Ați văzut? Știi care este altarul ăsta? Altarul săracului. Înțelegeți voi? Ăsta e altarul săracului. Pentru că să-l faci din aramă, trebuie bani. Să-l faci din lemn, trebuie bani, să cumpăr lemn. Înțelegeți voi? Să-l faci din piatră, poate nu găsești piatra acolo unde ești așezat, unde ai casa. Și atunci oamenii, ce-o zis Dumnezeu? Mă, pentru oamenii săraci, care vrea să aducă un miel, să-l ardă, un berbec, o oaie, pentru că nu poți să-l pună pe pământ, că nu, ăla nu era bun. Deci dacă îl pune pe pământ, așa, pe pământul oblic, normal, nu, Dumnezeu nu primea jertfa. Trebuia să fie undeva o movilă făcută frumos, cu mâna ta să-l sapi și să fie o ridicătură. Ca acea ridicătură să fie observată și să iasă fum, să iasă de acolo flacără, înțelegeți? Deci, primul altar era altarul din pământ, se numește altarul săracului.
altarul săracului. Toți oamenii poate să ridice un altar din pământ. Ea este pământ pe pământ, frate Cosmine. Ea este altar din pământ pe pământ. Dacă spune Biblia că a fost... Pe pământ este unde vrei, unde și în Canada. Aveți pământ în Canada, aveți, nu? Păi aveți, ați văzut că altarul din pământ se face oriunde. Nu trebuie piatră, lemn, nu trebuie aramă, nu trebuie lemn de salcâm. Ale costă bani să-l cumperi, să-l faci dichisit, să nu știu ce, înțelegeți voi? Merea în grădină la tine, să pai așa o moviliță, undeva la vreo un metru, aproximativ un metru, să aibă înălțimea și să pui pe el, să-l bați frumos bine așa, să fie bătucit, să pui niște lemne, să ardă pe așa, să aprinzi lemnele, peste lemne să pui mielul, iedul, capră, eu știu ceea ce aduceai, ardea. Înțelegeți? Și vreau să mai spun un colegi al arderilor. Când jertfa era primită de Dumnezeu, chiar dacă bătea furtună, tsunami, bătea grivățul, eu știu câte, de la Groenlanda, de acolo de la voi, de la Polul Nord, frate Cosmine, chiar dacă bătea vântul de la Polul Nord, uite, așa mergea. Așa mergea ață, ață, direct ață, exact ață mergea, ca și când întinzi o ață cu o greutate așa în jos. Așa mergea fumul. Putea să bate vântul cât a fi vrut el. Vântul nu avea nicio putere asupra direcției fumului, a jertfei. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu era acolo și ducea nările lui Dumnezeu mirosul de carne friptă. Bă, oameni buni, așa îi place la Dumnezeu carne friptă, mirosul. Mirosul de carne friptă. Înțelegeți voi? Am spus la cineva că a mâncat Domnul carne de vițelă. Spun, vai de mine, frate! Vai de mine, frate, că rău mai te încurci. Și am zis, oameni buni, dar nu ne încurcăm, mă. Mă, nu fi mai pocăit, mă, ca Iisus, mă, că nu ai să reușești. Nu fi mai pocăit ca Iisus, că nu ai să reușești. Lasă-l după Iisus, înțelegeți voi. Când a mers Iisus cu aceștia doi îngeri la Avram, ce i-a pregătit sărăruța? Sara, sărăruța, ce i-a pregătit? Un ied, mi se pare. Da, un vițelaș, un vițel. Un vițel cel mai gras, cel mai bun, azim, pită, lapte și smântână și-or mâncat. Și-or mâncat. Ați văzut? Era Melchisedec Domnul, era Iisus, Melchisedec, despre care scrie Biblia atât de mult și în Evrei, capitolul 7, că a venit cu pâine și vin, rodul sau semnul cine Domnului. Înțelegeți voi? Dar v-am spus, la capitolul 5, noi facem cu pâine și vin, voi ceilalți facă cum știe, nu ne amestecăm. Deci, Domnul Iisus, vedeți că a mâncat carne, foarte interesant. A mâncat carne de vițel atunci când era cu Avram, când a zis, Doamne, dacă or fi în Sodoma și în Gomorra atâția oameni, oare, o spui iert. Spune că au mâncat, au băut, au mâncat lapte, au mâncat smântână, ce mâncare bună au mâncat. Înțelegeți? Și s-au dus mai departe, înțelegeți? Bun. Deci primul altar, da, este altarul săracului, nu? Că săracii, tot săracul are în grădină pământ, nu? N-are beton, n-are asfalt, nu? Nu are asfalt sau beton, fiecare are pământ acolo, da? Bun. Ăsta e altarul săracului. Ce-o spus Domnului, ce-o zis Pavel către Timotei? Făceți rugăciuni și cereri în orice vreme. Sau în orice loc. Înțelegeți voi? Vedeți altarul săracului, adică al bisericii, a oamenilor și pe stradă, și acasă, și pe bicicletă, nu? Mai puțin la volanul unui Mercedes, mai puțin, nu? Că așa nu prea, sau să roagă oare și ăștia. Să roagă să nu, să-l vândă la piață mai mult, nu cum l-a cumpărat. Bun, hai că merg mai departe. Doi. Al doilea altar era făcut din, hai te rog frumos, caută în Deuteronom 20 cu versetul 25. Deci, al doilea altar, care acum vine un altfel de soi, de fel,
de altar care nu mai corespunde cu ăsta care este făcut din pământ, adică în orice loc. Că în orice loc este pământ, nu? Ai făcut o moviliță undeva la un metru, că n-aveai voie să-l faci mai mic. Undeva de un metru, așa, până undeva la brâu și strângeai pământul, așa, îl bătuceai așa și puneai acolo și imediat aduceai jertfa. Ei, acum, al doilea altar un picuț e mai dichisit, adică necesită un pic de trudă, un pic de trudă. Hai, te rog, caută în Deuteronom 20 cu 25, da? Deuteronom 20 cu 25? Da. Nu găsesc să fie 25 verset, frate. Deuteronomul 20, până la 20 este. Poate că e 25 cu 20? Nu, probabil că este tot acolo, tot acolo în Genesa, numai te rog, numai puțin, să mă duc și eu acolo, da. În Genesa, capitolul, am zis 20, da, primul, da? Da. Genesa 20, da, cu cât am zis? Cu 25, a spus. Da. Exod 20 cu 24, am zis, da? 20 cu 2, deci așa, Exod. Exod 20 cu 24, da, așa am zis, da, numai puțin. Exod 20 cu 24, da? Caută, te rog frumos, în... Da, s-a întrerupt și nu v-am înțeles. Exod 20 cu 25, da? Da. Acum mă duc acolo. Da. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Care este al doilea altar care trebuie făcut și trebuie făcut din piatră. Înțelegeți voi? Deci, al doilea altar pentru care el trebuie construit și anume trebuie făcut din piatră. Și foarte interesant că pietrele acestea, înțelegeți voi, pietrele acestea nu trebuiau să fie așezate frumos, dat cu ciocanul pe ele să se potrivească la închieturi. Nu. Cum le găseai în natură? Cu colțuri, cu ridicături, cu scobituri în ele, bucăți de piatră, da? Puneai una peste alta, le așezai așa frumos, să aibă stabilitate, n-avea voie să pui ciocanul de alta, să le finisezi tu, să le așezi tu, să le aranjezi tu, nu. Și cum era în natură? Așa trebuie lăsate. Și din aceste pietre trebuiau puse una peste alta și apoi ca să le lași așa după cum ele erau. Înțeleg? Ce înseamnă lucrul acesta? Păi el făcea la Dumnezeu un altar jos pălăria. Din granit. Nu? Din crămidă arsă. Din frumos. Tencuită frumos. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu nu vrea rugăciuni învățate prin înțelepciunea omului. Ce a zis ăla, nenorocitul ăla din templu? Doamne, nu rigi cu ochii de păcătoși ce mis. Înțelegeți voi? Așa a zis. Nu rigi, ăla ce a venit cu o rugăciune, Doamne, bine, îți mulțam frumos, Doamne, îți mulțam frumos, că eu nu mis ca ăsta. Înțelegeți voi? Eu nu mis ca ăsta. O făcut o rugăciune frumoasă, frumoasă a fost. O făcut pietrele, le-au așezat așa de frumos, pietrele. La Dumnezeu nu-i plăcut rugăciuni de aștia înțelepce. La Dumnezeu îi place rugăciuni de aștia, spune omul, Doamne, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu fii sprijin. Înțelegeți voi? Rugăciunile nu vine sofisticate, să le faci ca o predică. Doamne Iisuse, tu știi că a venit la tine, așa cum știi tu, Doamne, eu robul tău, eu roaba ta. Ce-s cu rugăciunile astea? Ca după internele ei. Spune-i, Domnule, așa cum ești tu, îți mulțumesc, Doamne, de sănătate.
Îți mulțumesc de pruncii mei, îți mulțumesc de țara românească, de Canada, când când ne mai ține. Binecuvântează președintele lor, Doamne, sau prim-ministru ce au acolo. Mai lasă, Doamne, să trăim, Doamne. Doamne, dă-le înțelepciunea aia ca să putem să mai trăim și noi în țările lor, că stăm rău, Doamne, ce în România. Doamne, e foarte greu. Te rog, Doamne, mai lasă pacea peste biserica noastră, Doamne, să ne mai lași, să mai cântăm, să te mai lăudăm. Rugăciuni de felul ăsta, așa cum sunt ele, nu ce oplice și aranjați după înțelepciunea ta. Lasă-le după Duhul Sfânt, natura Duhului Sfânt. Cum îți dă Duhul Sfânt, așa să te rogi. Cum vine prin unda sfântă al celui preanalt, așa să spui Domnului. Nu învățate, ci cum îți dă acel din sus, prin Duhul Sfânt. Și din când în când mai spune vorbirea limbi. Mai dă drumul la vorbirea, să mai vorbești și pe limba Duhului Sfânt. Ca să asculte și Duhul Sfânt rugăciunea ta, că tare mult le place la îngeri să audă rugăciuni prin Duhul Sfânt, fraților. Pentru că îngerii Domnului n-au vorbirea limbi cum avem noi, au alte limbi. Vă știți că în ceruri se vorbește mii și mii și mii de limbi? Știți câte limbi există pe pământ? Religii sunt vreo 4.000 de religii. Limbi, dialecte, undeva la 5.000-5.500 de limbi. Vă dați seama? Numai în România sunt o grămadă de limbi. Moldovenească, a românească, înțelegeți? Aia, lipovenii. Și alte dialecte, înțelegeți? Deci sunt peste 5.000 de limbi și dialecte pe glob, la nivel de glob. Vă dați seama? Dar acolo în ceruri, acolo, hai să vă spun ceva. Știți că există 144.000 care i-a omorât nenorocitul ăla de Irod. Știți voi că cânta o cântare care nimeni nu putea să o învețe? Trageți voi? Ăia, 144.000, verguri ăia, care i-au măcelărit Irod. Spune că cânta o cântare de laudă Domnului și nimeni n-au fost în stare să o învețe. De ce nu putea să o învețe? Era chineză sau japoneză? Era cântată într-o limbă pe care numai Tatăl Ceresc o știe. Care numai Tatăl, ci și Duhul Sfânt le-a dat-o, o pus-o pe buzele lor. Că numai ei sunt vrednici să o cânte. Eu n-op să fiu vrednic. Tu n-ai să fii vrednic. Că tu n-ai murit pentru Hristos. Și au murit săracii nevinovați. La un an, doi ani. Păi ia seama, eu l-am măcelit, te-au tăiat în două. Pe care o băga sulița și sabia, mama ținea pruncul așa. Vă dați seama. O băga sabia și sulița și mamă și în prunc. Păi vedeți seama ce a fost acolo? Pe străzile alea au fost numai sânge, copii morți. Păi vă dați seama, nu mai fost preoți acolo să-i îngroape. Cum să mai meargă preoții să-i îngroape pe ăștia? Cum să mai meargă? Le-au fost și frică și teamă, dar nu au fost atâta popi în zona aceea, cât să poată să le facă slujba. E îngropat așa cum o să ne îngroape și pe noi, la gropile comunale. Face cu buldozerul gropi și în vremea aceea ne omoare, ne împușcă și ne aruncă acolo câte 100, 200, 500, 1000 de pocăiți din Canada sau din eu știu de unde ești acolo. Și la revedere, te astupă cu buldozer, cu pământ și gata, ai terminat-o. Păi credeți că lumea, viitorul va fi așa de frumos? Așa, nu vedeți ce se întâmplă? Te omoară, te bate poliția pe stradă, te rupe bucăți. Și tribunalul nu mai face nimic, că tribunalul toți sunt corupți, masoni, toți sunt de-a lor. Înțelegeți voi? Care este al doilea altar? Altarul? De piață. Dacă vreți piață. Să terminăm la 12, eu sunt de acord. Nu, puteți să continuați. Că am spus că undeva la 12 și un sfert, să termin, să termin paltarele așa ce am terminat, da? Sigur că da. Îți dau tare acum ca să merg mai repede. Deci, al doilea altar este altarul din piatră. Și să nu fie cizelate și făcute și modelate cu ciocanul, să fie rotunde sau patrate, nu, ci așa cum erau ele în natură. Asta ce înseamnă? Rugăciunea să fie naturală. Piatra, cum o găsești și natură, așa să o pui pe altar, una peste alta. Rugăciunea, cum vine de la Duhul Sfânt, așa să o lași, naturală. Amin. Înțelegeți voi? De la Duhul Sfânt, pentru că astea sunt rugăciunile care sunt naturale.
unde nu se pune ciocanul și eu o să o perfecționez și eu o să o prezint și eu o să spun, Doamne, Tu știi că eu sunt păcătos, doar știi bine. Ce se mai spune așa, că Doamne, Tu știi bine? Înțelegeți? Să le formulăm noi. Așa. Bun. Deci asta este altarul, da? Ăsta este altarul pe care îl găsim cu numărul 2, da? Și anume altarul care este făcut din piatră. 3, da? Altarul construit din aramă, da? Exod 27, versetul 1 și 2, da? Hai să vedem ce vorbește cuvântul Domnului acolo, da? Deci, Exod, capitolul 27, da? Versetul 1 și 2, da? Hai să vedem. Altarul să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de 5 coți. Sau citesc numai acolo, altarul să fie făcut din lemn? Din lemn și spune mai departe, da? Lungimea lui să fie de 5 coți și lățimea lui de 5 coți. Altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. Cu versetele, da, și doi, da? În cele 4 colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă. Mulțumesc! Rămânem aici. Care este al treilea altar? Care Dumnezeu a dat ordin. Deci, Dumnezeu a început cu pământul, da? Altar din pământ, da? Un altar care toți oamenii poate să-l facă. Chiar dacă nu este la biserică, chiar dacă nu este, eu știu, într-un loc sfânt, poți să-l faci la patul tău, poți să-l faci în spital, poți să-l faci pe stradă, oriunde, este un altar de pământ. Du-l, că Domnul ți-l primește, Domnul te ascultă, da? Ăsta e altarul săracului, a omului păcătos, a omului care n-are pe nimeni. Nu are un altar sofisticat, ceva, să milocească cineva pentru el. El trebuie să meargă la Dumnezeu pentru altarul său pe care îl face oriunde. Da? 2. Altarul cu numărul 2 este altarul făcut din piatră, adică nu cioplite, așa cum natura le-a lăsat. Pentru ca să vii la Dumnezeu, cum ați venit cine? Omul acela care a spus, Doamne, nu sunt în stare să ne ridic ochii spre ceruri. Eu sunt păcătos. Și Domnul a dat un exemplu. Vezi, de la s-o coborâi neprienit, că s-o recunoscut. Ăsta au zis, bine că nu-s că ăsta l-a zice. Cu corne, știi? Cu corne, ca că îmi punge. 3. Este altarul făcut din lemn, din salcâm, încă o dată, lemn din salcâm. Vreau să vă spun ceva, frate Cosmine. Lemnul din pământ, îl duci în biserică? Ai văzut un altar să faci, să duci pământul de afară, să-l bagi în biserică la voi? Ați auzit așa ceva? Nu. N-ați auzit. Da, să faci un altar din pietre, ai auzit? Să duci pietrele de afară, să le bagi în biserică. Nici pe asta n-am auzit-o. Astea două altare să faci afară. Unde găsești piatra? Afară. Unde găsești pământul? Afară. În casă, în biserică, se confecționează. Din lemn de pânar, da? Adică, cum se mai spune la lemn de pânar? Salcâm, da? Salcâm, da? Și acoperit, poleit cu aramă. E, la lemnul acesta să-l poleiești, să-l acoperi cu, înțelegeți voi, cu acest metal, cu aramă sau cupru, acolo trebuie lucru. Acolo trebuie maestor. Trebuie mai întâi să topești, trebuie să iei tabla aceea, să-l îmbraci lemnul de salcâm, să-l îmbraci în lemnul, în metalul acesta. Deci acest altar se face numai în biserică. Deci acolo unde trebuie prelucrat. Înțelegeți? Deci aceste altare făcute din salcâm și din acoperit, poleit, deci îmbrăcat în cupru, da, în cupru, da, sau aramă, ăsta este un altar care trebuie prelucrat undeva. Înțelegeți? Înțelegeți voi? Și anume unde? Se prelucrează unde? În biserică.
Vedeți? Sunt rugăciuni și vreau să vă spun ceva. Ce a zis Domnul Iisus când au pierdut părinții la 12 ani? Ce au zis? Doamne! Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui. N-a știut. Unde se fac rugăciunile care sunt ascultate? În grup. În grup, în legătura frățească. Când trebuie să fie rugăciune făcute la oaltă, în rugăciunea, când s-adunau aia 120 de oameni, de ce nu au făcut fiecare pe rând? Ca să cum se face acum, câte 10 oameni, că mâncă boala asta. Nu, așa nu a fost acolo, a fost toți la oaltă. Deci era un altar făcut din aramă, cu toți la oaltă. Era un altar făcut din salcâm, lemn tare, poleit cu cuprul acesta, cu arama aceasta. Deci altarele acestea care se fac, se prelucrează, se construiește frumos, dichisite, numai biserică le găsește. La oaltă cu frații, legătura frățească, nu scrie Biblia, clar, ei stăruiau în ce? Învățătura apostolică, la oaltă, legătura frățească, la oaltă, în frângerea pâinii, la oaltă, și rugăciunile la oaltă. Ați văzut ce înseamnă că există un altar în care numai în biserică se poate asculta. Dumnezeu ascultă în biserica, în casă. Că așa a spus Domnul Iisus. Păi de ce m-ați căutat? În altă parte. Voi n-ați știut? Tu, mamă sau femeie, cum i-o fi spus Domnul, tu n-ai știut că pe mine trebuia să mă cauți în casa lui tata meu? Vedeți? Acolo era altarul de aramă. Acolo veneau oamenii ca și aduceau jertfe, aduceau oi, capre, le puneau pe altarul de aramă, înțelegeți? Păi vă dați seama că era tare interesant altarul de aramă. Nu vi-l pot spune cum e, cum era, nu vi-l pot spune. N-am cum să vă spun. Era făcut cu grătar. Înțelegeți? Era făcut cu grătar. Ca să nu ardă lemnul de salcâm. Și era protejat. Protectorul era lemnul, arama. Înțelegeți voi? Și avea loc pe unde să iasă prin grătare jarul, să curgă jos, adică cenușa, da? Și pe grătarul acela cum să face micii sau grătarele, da? De mâncare, de carne. Deci era tare, tare interesant. Nu se făceau așa o ladă, se punea pe lemn, la revedere. Nu, 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 nu. Avea loc unde să curgă cenușa jos. Acolo la baza altarului, înțelegeți voi? Și altarele nu se făceau cu trepce. N-a dat Dumnezeu, a spus să nu fac altarele cu trepce. Nu, 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 nu. Și ce a spus Domnul? Altarele să nu faci cu trepce, că atunci când te urci sub altar să depună martorul acela, preotul sau cine ducea acolo sângele și carnea, să frigă, să nu-i se vadă goliciunea. Înțelegeți? Deci altarele de rugăciune nu se face cu treapte. Zice, asta a fost, ce rugăciune frumoasă. Ai avut o treaptă, a șaptea treaptă ai avut-o, zice. A 12-a treaptă ai avut-o, exact ca și, nu cu treapte. Rugăciune nu se merge cu treapte. Rugăciunile sunt fără treapte. Doamne, așa cum sunt la cine vin, pur cere n-am tu fi sprijin. Înțelegeți? Foarte simplu. Nu cu trepte, că vai ce rugăciune a făcut-o fratele ăla. Ce rugăciune s-a rugat? Jumătate de ceas. Și apoi, cum zice cineva către mine, eram într-o bisericuță chiar la început, în anii 70, și era o femeie, o fată tânără, na, și-o pus-o să mulțumească Domnul. Spune, Doamne, binecuvântează, Doamne, și găinuța mea, Doamne, și pisicuța mea de acasă. Și toată grădina zoologică o dus-o acolo în fața Domnului, înțelegeți voi? Păi mă, oameni buni, rugăciunile făcute prin Duhul Sfânt se face așa, să simți. Și când te rogi în limba română, atunci dai și cu vorbirea limba, dar nu așa mecanic, să vii, să explodeze inima în cine. Cu bucuria Duhului Sfânt, să vină din Duhul Sfânt ceva care să aducă jertfa lui Hristos, să simți că în inima ta se face un foc, e un foc care iasă afară ca dinamita. Înțelegeți voi? Rugăciunile astea nu cu un gând, te gândești acasă, oare ce face oaia mea, găina mea, eu știu, vaca mea și cu urece ceroși Domnului. Asta nu e rugăciune. Înțelegeți? Rugăciunile când le faci, le faci și cu vorbirea limbii. Să ai vorbirea lui. Mă refer la cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt. Iar cei care nu, margă la piață să cumpere un de lemn, că mai se vinge. Să mai vinge un de lemn, vă spun eu că să mai vinge. Mergeți acolo la stărință unde se strălește pe Duhul Sfânt. Înțelegeți voi? Bun. Ăsta e altarul construit din aramă, da? Care este construit unde? Unde e construit acest altar? În biserică. Băi, oameni buni, în biserică, mă!
Păi, nu v-am spus că ei stăruiau? Păi cum stăruiau? Nu în biserică stăruiau. Nu era acolo unde erau 3-4 oameni, acolo era biserică. Vă dați seama, acolo este altarul de aramă, care ce are Dumnezeu. Lemnul ăla care vi l-am spus adineori, că nu vine acum mince. Lemnul acela polit cu aramă, cu tablă groasă de aramă, făcut dichisit, frumos dichisit, așezat. Deci este biserica lui Hristos, frate, unde se adună. Ăla, altarul de aramă. Altarul de copacul acela, în care era tare făcut, tare interesant era făcut. Nu credeți voi făcut așa ca un anvon și gata, punea pe anvonul acela lemne și nu, 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 nu. Avea stilul lui de făcut. Să nu arde nici lemnul acela, că doar era lemn, nu? Dacă se încălzea rama, nu, nu, nu. Deci rugăciunile trebuie să le facă, să vină de la Duhul Sfânt. Numai acelea sunt primite, care se fac prin Duhul Sfânt. Care sunt făcute rugăciuni inteligente, nu mere. Ale inteligente să duc pe net. Să duc numai pe la net, să duc pe net. Atât, înțelegeți voi. Spunea cineva, zice, dacă s-ar face mâncare și pe net, eu numai să poruncesc și netul să-mi facă mie mâncarea. Ar fi bine, nu? Pentru cele care beau cafea numai, care beau cafea numai de comandă la net și către netul făm crompe cu zamă, zamă gipredaică cu rișcaș, cu orez. Și atunci netul imediat face și scoți după net zamă gipredaică și o mănânci, da? Bun, asta sunt pentru care beau cafea numai, care beau cafea, da. Și nu mai fac mai mult decât atât. Bun. 4 este altarul din aur, Exod 30. Da? Deci altarul, iată de la 12 ceasuri, hai că ne apropiem, da? Exod 30, da, cu versetul 1, da? Da, hai te rog frumos, 30 cu 1, da? Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot, să fie 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 2 coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-l poleiești cu aur curat, atât partea de sus, cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele. Versetul 7. Versetul 7. Da, versetul 7. Aron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Hai să vă spun despre al patrulea altar și cred că ne cam oprim aici. Da, este 12 și 4 minute, spunea aici cineva. Ceasul că nu umpă strigoi acum, da? Altarul acesta din aur făcut, confecționat, știți unde era? Așezat. Foarte interesant. Pe el nu s-ardea nici carne, nici jertfe fierte, că sunt jertfe, o să ajungem și la două feluri, cele două categorii de jertfe, și anume jertfe fierte și jertfe arse. Știți că erau anumite ceremonii sau feluri în care ei sărbătoreau ceva și atunci, în momentul când ei sărbătoreau, preoții fierbeau carnea, nu ardeau. Înțelegeți? Era carnea fiartă, înțelegeți? Și carnea fiartă, aburia de carne fiartă, mergea în nările lui Dumnezeu. Și când carnea se răcea, deci nu mai era fierbinte, o puteau mânca preoții. Dar aburia, când scoteau carnea din cazan și o punea pe masă, iar aburia aceea, care avea un gust foarte plăcut, vă dați seama, mergea în nările lui Dumnezeu. Ce au făcut preoții lui Eli? Când fierbeau jertfele acolo în cazan, zicea către curierii lor, merge și băgați furculița și duceți pentru noi. Și au zis oamenii de acolo care erau cu supravegherea jertfelor prin fierbere, domnule părinte, domnule preot, lasă duce mai întâi domnului. Nu, eu acum vreau. Păi lasă până se răcește. Că după ce se răcea, ce tăta voastră, adică cât să nu fie ca la congelator. Dar atunci când era proaspăt, când ieșea scos din cazan, atunci alea vreo un sfert de oră până când aburicea ieșea din carnea aceea și după aceea voi mâncați, voi consumați.
O zis, nu, acum vreau eu. Băgau acolo, până se aducă Domnului, mâncau ei. Ce-au făcut, ce-au făcut aceștia? Și ce-au spus Eli, prunci, dragii mei prunci, nu o faceți că nu e bine. Aici a fost un om greu, dar ușor, a fost un om greu, ca spune Biblia că a fost foarte solid. Când o pica pe spate, fiind greu, i s-o luptă o venă de la spate, vă dați seama? De pe scaun când au zis că i s-o luat chivotul și o pierdut războiul cu filistenii. Și era un om greu, avea 100 și ceva de kilograme, spune Biblia. Era un om greu, zice Biblia, greu, adică solid. Și, dar pe cât a fost el de om greu, firesc, fizic, a fost așa de ușor. Că nu știu să spun la pruncilor, bă, prunci, aici nu voi comandați, aici eu comand, pe mine mi-a Dumnezeu la bani mărunți. Voi să nu mai puneți mâna în cazan până nu aduce Domnului. După ce carnea se mai răcește și aburii aia, da, puteți să mâncați și oasele, nu numai. Pe live. Face parte din mileniști. Deci o religie mai bazaconă ca și Martul Jehova. Și văd că a intrat acum peste, dar o să închidem imediat, pentru că m-am avut de-a face cu el. Deci, adică s-a certat cu mine pe live. Înțelegeți? Deci în particular. Și văd că a intrat aici, nu știu cum îl cheamă, dar în fine. Bun, hai că mergem mai departe. Și imediat și ne apropiem de încheiere cu altarul al patrulea. Ei, altarul acest al patrulea, da, altarul al patrulea este confecționat din aur. Înțelegeți voi? Deci, acest, și da, versetul 3, da, frate Cosmine, da, 30 cu 3. Da. Da? Exodul 30 cu 3, da? Da. Să-l poleiești cu aur curat atât partea de sus cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele. Și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. Ați văzut că acest altar al patrulea era confecționat din aur? Deci nu din aramă, căci pe altarul de aramă s-ardeau animale, deci înțelegeți? Era pentru jertfe. Ăsta la din aur, nu se ardeau jertfe. Ci ce se ardea? Tămâie. Tămâie. Înțelegeți voi? Și ăsta era introdus, băgat, așezat în Sfânta Sfintelor. În fiecare dimineață și seara trebuia să intre în Sfânta Sfintelor preoți să pună pe candele sau în candele să pune un de lemn, ca să ardă neîncetat, neîncetat. Și acolo, în Sfânta Sfintelor, acolo erau preoți, foarte interesant. Mai marele preoților nu putea intra numai o dată pe an. Deci, înțelegeți voi? Deci, în Sfânta Sfintelor, intra numai o dată pe an. Numai o dată pe an, numai o dată pe fiecare an, Aron să se facă ispășirea pe coarnele altarului. Și spune Biblia că intra fără, nu intra fără sânge. Nu intra fără sânge, înțelegeți voi? Deci intra cu sânge. Deci, mai marele preoților intra o dată pe an, pentru ca să facă mărturisirea păcatelor pe tot anul și iertarea și felul acela de a fi Israelul grațiat de păcat, da? Pe când preoții ăștia, alții intrau dimineața și intrau și la seară, intrau și la amiază, intrau și la miezul nopții, căci erau candele că nu erau mari. Și atunci e ca să poată să alimenteze în fiecare, la un ceas sau la o jumătate de oră, trebuiau să intre în Sfânta Sfintelor să alimenteze potirile cu un de lemn, să ardă necontenit în fața chivotului și în fața capacului spășirii. Înțelegeți voi? Și acolo intrau tot mereu. Că dacă nu intrau, uitați-vă, i-a trăznit Dumnezeu pe copiii lui Aron. I-a trăznit. O venit foc din cer peste șoraș în fața lui tata lor. De ce? Că o lăsa focul să se stingă. Nu a mai pus un de lemn. Înțelegeți voi? De aceea vreau să vă spun, în Sfânta Sfintelor era un altar din aur. Oameni buni, ăștia sunteți voi. Acum cu jertfele, altarul de aramă nu mai este. Pe altarul de aramă s-a pus Iisus.
O ars complet, pe cruce, pe Golgota. Acum există un altar. Și ce a spus Domnul către Moise? Moise, acum ai lovit stânca, acum nu mai lovi stânca. Acum ce să faci cu stânca? Vorbește cu ea. Ce-a făcut Moise? A luat bâta și a spus, mă, încăpățânaților, poate Dumnezeu să vă dea din stânca asta apă, bă, e stâncă, mă. Și-a dat cu bâta nea. Și când a dat cu bâta nea, a curs apă. Și-a spus, Moise, Moise, ai făcut o mare prostie. Tu în loc să vorbești cum ți-am spus, tu ai lovit stânca. Și ai mai căzut și în necredință, că poate Dumnezeu, cum să nu pot eu? Nu v-am mai dat eu apă din stâncă. Moise, îmi pare rău. Vei rămânea jos. Adică vei muri și te vei duce în treaba ta în ăsta, nu vei intra în Canaan. Înțelegeți voi? Prin urmare, altarul de aur este al vostru, în casa voastră, în familia voastră. Pe el trebuie să ardeți acum tămâia. Ce înseamnă tămâia? Rugăciunile făcute în fața Domnului. Cum v-am spus adineori, da? Rugăciuni, faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul Sfânt, rugăciuni de mulțumiri, cereri și cum însoțite de toate mulțumirile la adresa Domnului, înțelegeți voi? E altar de aur. Aurul aur trage. Dacă ești aur, fabrichezi altar din aur. Dacă ești plumb, cositor, fier, altare de asta faci. Înțelegeți voi? Rugăciuni de astea contrafăcute, eu știu, luându-le de undeva, așa de frumos te rogi, ca pe o poezie, ca o predică faci în rugăciunea ta. Alea nu-s rugăciuni, vă spun eu. Rugăciunile care se fac fierbinți, se fac la oaltă cu vorbiri a limbi. Ia încercați, când vă pune sora sau când vă pune în rugăciune fratele, păstor sau predicatorul, să mulțumească fratele Cosmin sau sora Mirela, și când vă vine puterea Duhului Sfânt peste voi și vorbiți în limbi, se vede cum se aprinde, din tine se aprinde ceilalți în limbi. Și apoi vorbește toată biserica în limbi, că Duhul Sfânt, focul Duhului Sfânt începe deja ca să ardă în biserică, se aprinde unul de la altul. Se vede ce har în biserică. Dacă noi numai Doamne îți mulțam, Doamne cerem, Doamne dă-ne și cu asta avem acasă, Doamne, gata, ne-am făcut trebuța noastră, nu se face rugăciunea așa. Amină. Trebuie făcut ce rugăciuni cu aur sau din aur, scumpe, chiar foarte scumpe. Și ce este aurul? Spune căci aurul nu este altceva decât comorile lui Dumnezeu puse în tine. Scoate-le afară prin gura ta, prin limba ta, comorile, scoate-le din inima ta și spune-le atunci când faci un altar, arde o tămâie curată să ajungă până în nările Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să nu lipsească vorbirea limbii. Din rugăciunile tale. Și atunci ai să vezi, dacă o faci din inimă, să aprinde și alții de la tine. Iar dacă nu, ce au singur în biserică. Mai că ce unul, amin, Doamne, așa să fie, amin, așa. Cu așa s-a terminat. Înțelegeți voi? Bun, Dumnezeu să fie binecuvântat. Rămânem la aceste cuvinte, este 12 și un sfert. Și eu sunt foarte obosit. Am început și eu la niște lucruri prin gospodărie, pace pe la casă. De aceea, m-am sacrificat și în seara aceasta pentru Domnul și pentru voi din toată dragostea, din toată iubirea mea, ca și voi să cunoașteți niște lucruri foarte frumoase care vi le-am povestit, vi le-am prezentat, da? Așa că eu mulțumesc tatălui, fratelui Cosmin, care se sacrifică pentru noi, și frații mei, voi care mă ascultați, sunteți în live cu noi, cu mine, vă mulțumesc pentru dragostea voastră, pentru apreciere. Nu vă mulțumesc. Pentru aprecierile voastre nu vă mulțumesc. Mulțumiți Tatălui. Și au mulțumesc Tatălui și mulțumirile voastre să meargă la Isus. Și spune, Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru omul ăsta nenorocit. Îți mulțumim, Doamne, că ni l-ai dăruit. Asta da, asta da. Îi mulțumesc Tatălui. Înțelegeți voi? Acum, frate săraci, din dragostea lor, respectul lor pentru mine și frate, îți mulțumim pentru dragostea ta și cuvântul tău. Într-adevăr, eu admir cuvintele voastre, dar mai trimiteți din când în când și Domnul din partea mea mulțumiri și laude la adresa lui Iisus. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ocrotească. Ne vedem mâine seară, frate Cosmin, ai cuvântul. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, frate Mitruț, să vă binecuvinteze Domnul și gospodăria. Mulțumim! Nu știu dacă cred că asemenea ceva la asta. Mulțumim! Domnul Iisus să vă binecuvinteze, vă mulțumim pentru timpul matale, frate Mitruț.
După cum ați spus, mâine seară la ora 9 ne vom revedea cu ajutorul Domnului. Ceasul României, ora 9, vom sta cu ajutorul Domnului 2-3 ore cât va putea fratele Mitruț. Dacă intrăm la 2, eu pot să stau 3 ore cu Matale. Până când spui Mitruț. Tu. Eu pot să stau 3 ore, că o oră ne trebuie să avem la dispoziție să ne pregătim pentru biserică, că la 6 avem. Am înțeles, biserică. Am înțeles. Da. La mine de la ora 2 până la ora 5 o să fim împreună. Disponibili pentru Domnul. Pentru frații noștri dragi. No, fiți binecuvântați de Domnul, atunci ne vom revedea mâine, frate Mitruț. Da, sigur, sigur. Vine, pace, pace la tot, Domnul să vă binecuvânteze. Pace.